Hai mai Câți mai, ai? Câți mai, sunt? Păi nu mai asta e ultimul. Din 4, 13? 6, 8, 10, 12, ăsta e 13. Și nimic? Nimic. Dacă e ceva de asta, face jumate-jumate. Hai. Nimic? Mă duc să mă iau mâine, că eu am la pe toți astăzi. Du-te și mai vezi unde mai găsești. Ce? Mergi, mergi, mergi. Ah, gata. <coughs> uh. Bun venit la stare nație. eu sunt Dragoș Pătraru și sper, sper că voi ați fost mai norocoși decât mine și marote zilele astea și ați găsit banii în nenorocitele alea de figurine de ciocolată. Eu nu mai pot, nu mai rezist. Am desfăcut nu zeci, sute de iepurași și de ouă și de... Ba, ba într-un magazin, alaltă ieri, am găsit și niște moșcrăciuni am zis, lasă-mă că banii nu expiră, hai să încerc. Hai, am rupt căpățâna moșului, He, În stată, niciun leu. Dar să știți că mi-a mai trecut supărarea când am aflat că nici vouă nu v-a mers mai bine la vânătoarea de bani din figurine de ciocolată. Au apărut și filmări care demonstrează că este vorba despre o păcăleală. De la astfel de clipuri postate pe TikTok a pornit păcăleala iepurașilor umpluți cu bani. Bă, nu cred. Uitați, fraților. Ai e capul meu. 200 de euro în iepuraș din asta cu ciocolată. Prin și în jocul tentant, unii nu au cumpărat iepurașii, ci i-au distrus direct pe raft în magazin. Bun. Acum, mai ales la o astfel de emisiune Unde toată lumea dă pe afară de atâta inteligență Sigur că primul impuls Poate și al doilea Ok, și al treilea E să zici Bă, ce tâmpiți! Bă, bă, ce idioți! Cât de, cât de bău să fim, mă, ca să crezi că... Nu? Asta au spus cei mai mulți cât de bou să fii să crezi că găsești bani în figurinele de ciocolată? Dar stați puțin, stați puțin, hai să pișcăm nițel frâna și să ne uităm ca lumea la problemă. Care-i treaba? N-ar trebui să creadă oamenii ceea ce văd pe net? Hm? Că ouă de ciocolată cu surprize... Se vând de zeci de ani, nu? Deși n-ar trebui. E probabil cea mai mizerabilă formă de a-i obliga pe părinți și pe bunici să le cumpere copiilor și nepoților zahăr foarte, foarte scump. În țări precum Chile, mizeria asta a fost de mult interzisă prin lege. Apoi, e hmm, să vedem cum, cum se numește treaba aia în care firmele investesc o grămadă de bani Miliarde de euro anual ca să-i mintă pe consumatori în legătură cu produsele lor și să-i facă pe oameni să cumpere cât mai mult. Băi, ce-mi scapă, cum îi zic... Ah, gata! Publicitate! Ați auzit de treaba asta, nu? Și ca să nu vorbesc din cărți, vă dau un exemplu actual. Când tu produci o astfel de reclamă, ce faci de fapt? Noua Aqua Carpatica Flavors, un produs extraordinar căruia i s-a făcut o nedreptate și a ajuns să stea lângă sucuri. Mai bine ne-ar fi pus la cosmetice, și noi hidratăm corpul, la iaurturi, că folosim fructe adevărate. În realitate, am fost etichetați greșit. Aqua Carpatica Flavors, apă minerală carbo cu suc de fructe și un strop de agave, puritate cu gust de fructe. Iată! Cum poate să fie legal așa ceva? Deci, când promovezi un suc drept apă, ce faci? Nu mai zic că mizeria asta e premiată internațional, da, pentru creativitate și alte rahaturi. Ce faci, deci? Îi minți pe oameni, nu? Dar vrei ca ei să te creadă. Așa că bagi foarte mulți bani în reclame și cetățenii te cred. Văd copiii la sală, la antrenamente, cu prostia asta după ei, mândri că beau apă, pentru că așa au auzit ei la reclamă. E apă. Doar că aia nu e apă. Reclama e mincinoasă. Că uite, asta se întâmplă când o fabrică decentă de apă e preluată de o corporație precum Pepsi. Începe să pună zahăr în apă și le spune clienților că e tot uh, aqua. Cum? Nu zahăr, ci sirop de agave. Oh, Iertați-mă pe mine. Deci zahăr. Uite cum plecăm pe toate fentele astea. Mamă, sirop de agave, deci sănătate curată. Dați-mi și mie vreo 2 litri, vă rog. Da, am înțeles că e foarte sănătos și vreau să mă dau din cap până în picioare cu sirop de agave. Că de aia suntem toți fit în țara asta și nu avem probleme cu obezitatea, că nu pricepem bă că zahărul are peste 40 de denumiri pe etichetă și că e în aproape orice mâncăm. Și dacă adun tot zahărul pe care îl consum zi de zi în niște ani, iată rezultatul. O treime dintre copii din România suferă de obezitate sau supraponderabilitate, iar estimările arată că până în anul 2030 vom avea la nivelul țării noastre peste 500 de mii de copii cu probleme de greutate. Revin, că despre etichete discutăm la starea sănătății pe celălalt canal al nostru. Deci nu... Oh, 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 ce tâmpiți, bă, caută bani în figurine de ciocolată! Nu, nu e vina oamenilor că au crezut că în acele figurine se află bani. Ok, nu e doar vina oamenilor. Pentru că de mici suntem educați să credem reclamele pe care le vedem peste tot și să cumpărăm astfel produsele care sunt promovate. Nu asta se vrea de la noi? Să cumpărăm lucruri de care nici măcar nu avem nevoie, cu bani pe care nu-i avem, pentru a impresiona oameni de care nu ne place? Hă? Mai mult, de când lumea s-a cam mutat pe net, marile corporații au dat drumul la niște reclame mizerabile pe rețelele de socializare, făcute special pentru publicul de acolo, mult mai expus decât cel de la TV la mesaje mincinoase. Pentru că pe net nu există nicio lege, nicio regulă, nimic. Cumperi șapte influencer cu trei ciorbe de burtă. La TV tot mai există frica asta de cenea, mă rog, nu mai sperie pe nimeni, nici ce ne au populat de tot felul de sinecuriști politici. Dacă ai idee, mai scapă cât o sancțiune. Netul nu e încă reglementat. Uite, ați văzut-o pe asta? Cum de a depăși impotența? Astăzi, în studioul nostru, un urolog ne va vorbi despre asta. Recomandăm tuturor bărbaților români să asculte părerea lui. Salutări, dragi telespectatori! Nu vă voi reține mult timp. Vă voi răspunde imediat la întrebare da, impotența poate și trebuie tratată. În zilele noastre există un remediu eficient care ajută să scapi de această problemă. Și, și, stimați telespectatori, dacă sunteți abonați la canalul nostru, primiți o reducere substanțială, se știe. Ba mai mult, la fiecare comandă plasată în magazinul nostru pe starenației.ro, primiți și o pastilă de putut. Da, băi, nu, nu primiți nimic. E plin netul de deepfake și n ce face. Reclame o nenorocire, pf, apar cinci. Pur și simplu asta va fi lumea noastră până la reglementarea domeniului. La fel se întâmplă și cu responsabilitatea producătorilor de conținut. Sigur, sigur că ești liber să spui și să faci ce vrei tu pe net. Dar știți cum e? Unde se oprește faza cu libertatea într-o democrație. Când ajungi să le faci rău celorlalți, ei bine, ceea ce prestezi nu mai are nicio legătură cu libertatea de exprimare. Nu poți să te mai dai gen, vai, dar eu, ce vina am eu, eu sunt doar un producător de conținut. E drept că le-am spus acelor oameni să se omoare, că le dau un milion de euro dacă se omoară, dar eu glumeam, nu? <laughs> Marea problemă e alta aici. Nu faptul că niște oameni se așteptau să găsească bani în figurine de ciocolată, ci că am ajuns cu educația și cu respectarea regulilor, a legilor, atât de jos, încât oamenii, iată, vor să fure, de fapt, banii ascunși în figurinele de ciocolată. Că n-au cumpărat ouăle, cum am făcut eu cu marote, ca să le desfacă apoi, acasă. Nu, au vrut să ia banii direct de la raft, fără să plătească. Eu personal chiar am încercat de câteva ori să sparg pura și aferenți, doar că n-am găsit din păcate niciodată o anumită sumă de bani. <gători> mă scuzați, dar cum sună asta? E pura și aferenți. Aferenți cui, ca să zic așa? Bine că n-a încheiat cetățeanul spunând, dar mai încerc, Știți cum e? Mai multe încercări, mai multe șanse de câștig. Nu? Chiar. Uite așa le putem explica acestor oameni ca să înțeleagă. E ca și cum mai intra în agenția Loto, mai există așa ceva, nu? N-am mai intrat din anii 90, când mă trimitea taică mi Dumnezeu să-l ierte, să-i pun numerele la Loto. 8, 10, 11, 1, 33, 44. N-au ieșit niciodată toate, încă verific toate extragerile, dar am economisit o grămadă de bani nejucând. Deci mai există agenții, da? Ok. E ca și cum ai intra în agenția în loto și ai răzuit toate lozurile de acolo. Mergi la pușcărie dacă faci asta normal. E, întrebarea e. Cât mai avem până în punctul în care oamenii vor ajunge, nu știu, să li se pară normal să-ți dea în cap pe stradă ca să-ți ia ceva pur și simplu. Cât mai e până vor ajunge în acel punct? Pentru că în această direcție pare că ne îndreptăm, nu? Vedeți, mie asta mi se pare desperiat din tot ce s-a întâmplat. Că oamenii au distrus cu bună știință marfa dintr-un magazin fără să aibă vreo intenție să o cumpere și fără să-i intereseze că pot fi filmați, că îi poate căuta poliția acasă. Dacă aș fi fost președinte, aș fi convocat o ședință CSAT de urgență după faza asta cu figurinele. Pentru că realitatea multora devine, iată, o amenințare la siguranța noastră a tuturor. Desigur, astfel de lucruri se întâmplă mereu în magazine. Oamenii fură mâncare. Altfel, eu, ca socialist nenorocit, fan al venitului universal de bază și al descreșterii economice, visez la acele vremuri în care cetățenii vor sancționa în moduri cât mai creative faptul că magazinele vând otrăvuri care le pun viața în pericol. Lor, copiilor, nepoților. Asta nu se va întâmpla niciodată, nu? Hei, dar pot să sper, nu? Și ar fi bine, ar fi bine dacă ar fi vorba doar despre minciunile din reclame sau minciunile din filmulețele de pe TikTok. Din păcate, marea problemă e că suntem mințiți de 34 de ani de ăștia pe care avem iluzia că îi alegem noi ca să ne conducă. Cel mai mincinos mare din zilele noastre e seară de seară la TV și ne spune că bă, o ducem foarte, foarte bine. Avem o țară stabilă macroeconomică. Avem o țară unde se scad în acest moment, scade inflația și încercăm să scădem prețurile la alimente. E 13,5, au crescut veniturile per persoană, per gospodărie 13,1. Prețurile au crescut cu 11,5 respectiv 11%. E o diferență mică. Dar e pe plus, nu e pe minus. Ce plus? Unde e plusul? Pe hârtie? Ne vorba pe el de plus făcut de voi din pix, Marcel. Ce spune premierul n-are nicio legătură cu realitatea. Sigur știe și el asta. Dar e mai ales acum campanie, precum companiile care mint în reclame. Se numește ticăloșie treaba asta. Nu contează pentru omul de rând că a scăzut prețul la iahturi și la ceasuri de lux. Asta e o porcărie să compari creșterea venitului mediu cu creșterea prețurilor în medie. Nu spune absolut nimic despre cum o duc oamenii. Mă rog, spune că ești ticălos dacă folosești astfel asemenea cifre. Pentru a le spune oamenilor că, domne, suntem pe drumul cel bun. Nu! 650 de lei și sunt cumpărături uzuale, 90% alimente, Părături. fructe, apă, lapte, pește, legume. Dăm tot mai mulți bani pe mâncare și asta simte și Marian, care tocmai a cumpărat alimente care vor ajunge doar câteva zile pentru familia sa formată din doi adulți și doi copii. Inflația pe alimente depășește 50% în ultimii doi ani de zile. Vedeți, asta se preface că nu înțelege premierul. Despre aceste prețuri e vorba. Iar prețurile la alimente au crescut enorm, fără să fie corelate în vreun fel cu creșterea veniturilor. Dar discutăm imediat și despre această enigmă a prețurilor mari la mâncare. Dar asta e o enigmă pentru preotul Boloș de la Finanțe. Așa că facem o cruce mare în Sfântul Post, Doamne, iartă, mă și revenim la Ciolacu. Nu știu dacă ați observat, am mai vorbit despre asta de multe ori la noi, la români, tot ce e bine, tot ce e cât de cât bine, urmează să se întâmple. Da, domne, de 34 de ani, băi, urmează să o ducem, nu bine, nu bine, excelent, senzațional. Mă, nu se vede acum, nu se vede, dar se lucrează, se lucrează. Bunăstarea E imediat, e după colț, mă. mai avem un pic, un pic. E nevoie doar să fim calmi, să muncim foarte mult, pe bani puțini, să mai strângem cureaua un pic și să facem liniște, să și votăm ce trebuie anul ăsta, altfel bunăstarea, bă, se sperie. Că e foarte, foarte sensibilă bunăstarea asta. Și cumva, noi mereu o speriem și fugem. Deci liniște, -și. Bunăstarea e atât de aproape, dar români. Dragi români, speriați! Avem un fond bun de creștere. Cu adevărat, septembrie-octombrie trebuie să ne prindă cu o inflație sub 5%. Ca să înceapă să se vadă creșterea de nivel de trai. Vai de mine cum vorbește! Ce prostel! Știți cum e? A, 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 ai accepta să te fraierească un șmecher. Mă, un șmecher! Dar când, când vezi un prost că te fraierește... Te simți foarte aiure, nu? Vrăjeală de valutist din anii 90. Valutist de la prost, care n-a reușit în această meserie. Deloc ușoară, aș putea spune. Așadar, septembrie-octombrie. De ce? Pentru că atunci avem alegerile alea importante, care îl interesează pe Ciolacu. Dar, dar, e o condiție aici. Să ne prindă septembrie-octombrie cu inflația sub 5%. Dacă asta se va întâmpla, nicio șansă, atunci da, se va resimți creșterea economică în bozonarul fiecărui român. Și ca să fie nimicul pe care l-a spus foarte credibil, mai bagă niște cifre. Da. Nu știu dacă ați aflat, dar o rupem pe absorpție europeană. N ați văzut? Vai de mine. Nici Elena Udrea nu avea puterea de absorpție a ciolacului. Am terminat un exercițiu financiar pentru prima oară în România cu o absorție de 96%, iar la sfârșitul lunii acestea va fi o absorție de 100%, trimițându-se la plăți după, după ianuarie, cum se poate, cum permite Comisia Europeană. Cât? 100%? Doar atât? Adică eu mă aștept dacă lucrurile duduie în ritmul ăsta să ajungem la cel puțin 175% absorpție. Da, bă, să mai luăm și de la alții, de la fraieria aia de bulgari, de la... Să lingem pe jos, tată, curățăm tot în camera aia unde să țin banii europeni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, bă, Dumnezeu e cel care i-a ales pe acești oameni să ne conduc. Pe ciolacu, pe ciucă, pe boloș. Nu râdeți fraierilor că vă bate. Vă bate Dumnezeu de nu vă vedeți. Treaba voastră. Facem politică pentru România, pentru români și facem politică în primul și în primul rând pentru că Dumnezeu ne-a ales să facem acest lucru. Eu când vă zic, s-a prins mă și bunul Dumnezeu că a fost fraier când a mizat pe fisul prima dată. Nu, tată, erau oamenii ăștia pregătiți, acum i-a ales pe ei. De aia zic, nu mai râdeți. Nu mai râdeți că dacă râdeți să supără bunul Dumnezeu și ia, îi ia și titlul lui Gigi. Deja a trimis un semn, ați văzut? A revenit Dan Petrescu la CFR. Deci, uite așa face Dumnezeu și dispare diferența aia de 10 puncte. A, foarte tare mi se pare că de când plătește televiziunile să-i mintă pe români pe banii lor, Ciolacu crede că jurnaliștii sunt niște slugi care trebuie să-i ridice la fileu și platourile TV sunt la dispoziția lui până la ultima comandă. Puh, aș mai sta două ore la noi. Aș scoate toate cifrele și toate proiectele. Dacă să stăm două ore și, și vorbim despre toate, toate proiectele care sunt în desfășurare acum în România. Era tare să aibă gâdea și un șervet alb pe mână, așa. Ce să facem, șefu? Stăm? Cum să nu stăm? Clientul nostru, stăpânul nostru. Mai stăm două ore, stăm și douăzeci, doar dumneavoastră plătiți Nu pleacă nimeni, vă garantez, suntem aici pentru domnia voastră Comandați întrebările, noi le livrăm frumos, impecabil, cât de cât așa Facem plating ca lumea, cu zeamă de limbă, cu oh, oh, specialitatea casei Că doar de-aia veniți pe la noi atât de des, nu? O singură rugăminte mai am, șefuțu, să trăiți să ne conduceți La final, să le scăpați ceva și băieților de la camere a, a, să țin pe cineva și la bucătărie? Adică mai mâncați și altceva sau rămâneți la rahatul pe care îl înfulecați cu atâta poftă de fiecare dată când vă punem un microfon în piept? Mi este atât de ciud. Culme, aceste lucruri ne ajută acum. Cu fața aia lui de milog, e atât de ciudă, Doamne Gâde. Replica asta, să știți că e făcută undeva la 4 dimineața. Deci s-a lungit treaba mai mult de două ore Știți cum se întâmplă Consumatorii știu foarte bine Mă, mă Aduc aminte și eu de vremurile alea când beam alcool Să crăpadă ziua afară Deja nu mai formai cuvinte întregi Plecaseră și lăutarii Nevestele Momentul ăla când ești foarte, foarte sensibil Beat mort Dar sensibil Mă Și eu voiam să zic, mă, tată, mi-a dar nu știu ce să fac. Mi-e mă, că eu o iubesc? Aia nu mă vrea. Urași, nu vrea și nu de ce. Chiar așa, de ce oare? am promis atât de multe, 30 de. Toți politicieni. Și nu s-au luat atâtea decizii greșite a fost atâta orgoliu în clasa politică și am pierdut atâtea trenuri, nu pentru noi personal, pentru această țară. E păcat de Dumnezeu. S-a mers prea departe. Nu pentru noi, păcatele mele, nu pentru noi personal, pentru noi le-am prins pe toate, un tren n-am ratat pentru noi. Dar parcă meritau și proști ăștia de cetățeni, unu, două trenuri măcar. Băcar să vină la timp Dacă nu să fie cu bani Deci gata, stop Adică nu poți duce Ipocrizia chiar la acest nivel N-ai cum Sigur a continuat premierul Nu mai putea fi oprit sub nicio formă Nici nu avea cine să-l oprească Au plecat toți oamenii de acolo Am înțeles că domnul Ciolacu Și-a încheiat așa discursul Iertați-mă fraților Dacă sunt mișcat Dacă emoțiunea mă apuc așa de tare Suindu-ma la aceasta tribuna, pentru a va spune si eu, ca orce romano, ca orce fiu al tarisano, in aceste momente solenne, ma gandesco la tarisoana bea, la Romagnia! Bravo! 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 Cum? Că nu era domnul Ciolacu în imagini. E, n-a. N-au bă că era spre dimineață, s-a consumat și foarte mult, s-a hat cu roaba. Așa ajunsese Ciolacu să arate. Ce? Mergea un dip fake cu asta, nu? A. Da. Îi mai auzi pe copiii ăștia când ies de la examenul de bac. Nu înțeleg, domne, de ce ne dau ăștia opere de astea, dar cu 100 și ceva de ani. Păi uite, da, aia vă dau, bă, pentru că în România nu s-a schimbat nimic. Dar nu despre actualitatea operei lui Caragiale ne-am adunat să vorbim aici, ci despre. chiar despre ce vorbeam. Ambiția mea personală este când voi pleca din funcția de prim-ministru să mă pot uita în oglindă și pot să vin la Mihai Gâdea și să explic toate lucrurile și toate deciziile pe care le-am luat. Ok, fiecare cu ambiția lui, nu te vorba aia în ambiția omului, nu? Deci ambiția lui personală, de parcă ar putea fi altfel decât personală ambiția lui, e să vină la gâdea încă o dată, după ce nu va mai fi în funcție, ca să explice mă, toate lucrurile și toate deciziile pe care le-a luat tu să nu fi de de ochi. Și primul impuls și aici e să spui, bă, ce mizerie, bă, ce mi bă, câtă nesimțire, ce nu? E, nu știu ce să zic. Adică, în țara în care cetățenii caută bani în figurinele de ciocolată, eu are nevoie de mai mult decât astfel de mesaje pentru a câștiga alegerile? Bă, eu nu cred. Pentru că aici suntem oameni buni. Asta e nivelul. Trebuie să înțelegem că cetățenii ăștia care ajung să ne conducă nu pică din cer. Ok, unii par picați de acolo, alții chiar sunt aruncați în politică sau din politică la vârful ei de servicii. E atât de evident. Dar fie că aleg serviciile sau nu, sunt dintre noi. Ciolacul ăsta, e un băiat atât de simplu, după vorbă, după port, mult prea simplu, lipsit de educație, cu foarte multe găuri în CV, nu înțelege economie, n-a condus oameni în viața lui, n-a dat trei salarii, n-a plătit taxe, nu știe să vorbească românește corect, minte de rupe, am demonstrat cu imagini de atâtea ori. Cu toate astea, nimeni de la PSD nu crede că nu e ok de premier. Și pe membrii PSD nu-i numesc serviciile. La PNL la fel. ciucă că e de o prostie care te sufocă atunci când îl auzi. Cu toate astea, liberalii îl cred excelent. Alternativa la acești oameni, în acest moment, este. Este? Vi se pare că există? Vom vedea la alegeri ce cred cetățenii. Dar pare, mai mult decât oricând în ultimii 34 de ani, că jucăm la impuse, că nu avem pur și simplu o altă cale care să țină aprinsă lumina democrației în țara asta. Și stați că mai avem un Marcel în guvern, boloșică, da, de la finanțe, care nu mai înțelege nimic săracul. Viața e un mister pentru el. 199 de lei am plătit ultima dată, dar nu știu de ce... I, uh, a fost o factură de, de mare Având în vedere că Nu, nu sunt un uh, mare uh, Consumator de energie Să știți că se referă La energia electrică Nu la energia lui interioară Acolo da, se vede că Nu prea se consumă Nici măcar când îi se pare factura cam mare Deci uh, tipul e fix Ca o bătrânică de la piață A venit dita mai factura, dar Nu știe de ce Ministrul, om de finanțe, cică. Păi altul în locul lui punea mâna pe un pic, se apuca de calcule. Îl întreba pe ministrul energiei, dădea un cot în ședința de guvern sau luat lua de guler la partid. Bă, bă, ce dracu se întâmplă, mă, energia e 0 lei pe bursă, s-a ajuns la prețuri negative. De ce dracu ne vin facturile astea? Și hai, noi ca noi, dar cum se descurcă lumea, populimea? Dar nu, Boloș vine la TV, e mare factura, nu știu de ce e mare, e prea mare factură. De ce este de... mare? De ce? Comparativ cu faptul că folosesc un bec, un frigider, un televizor uh, și toate aparatele de consum pe care le am în locuință. Ăsta <laughs> și-a greșit cariera. Mai bine se făcea polițist la circulație. Uh, un bec, un frigider, un televizor, un ventilator, un robot, un... Ce ziceți? Vi se pare că ați mai văzut pe cineva care face la fel? S-a declanșat o extorsiune al uh, unui uh, degajament al unei construcții de uh, într-o apă și după care puteți uita. Fix de acolo! Ori fi rude. Dar să nu ne depărtăm de subiectul facturilor. Lăsați domnul Bolos, că se ocupă coleguțul Burduja de ele. A promis că de luna viitoare se ieftinește și la noi energia. Și gazele, atenție, gazele! Da, da. Ci că să fim pe fază că vom constata reduceri. Deci o să constatați niște reduceri. O să vedeți voi. Nu o să puteți dormi în pat de la atâtea constatări. Ora două-două și ceva, s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea pe un pat. Dar să revenim la Marcel și la prețioasele lui observații privind uh, viața în România. Am cumpărat verdețuri și mă rog, tot ce îmi trebuie pentru, pentru consum gospodăresc, ultima dată, 500 de lei. Rețurile cum le convise, domnule? Foarte ridicate. Ridicate, taică? foarte ridicate, foarte mari prețurile. Luai ar naiba cu prețurile lor că nu mă mai ajung de la o leafă la alta. Nu, nu, vă supărați. Arză iar focul păștea de la putere se scrie cu o cratimă sau cu două? Mă aștept să-l văd într-o zi pe boloș cu o broboadă de aia de bunică, ză. Și să-l aud bombănind printre tarabele de în piață, pe la conferințe, pe la televizor. Cum vă explicați dumneavoastră Prețurile la alimentele de bază Sunt mai scumpe decât acolo Aici este o enigmă Pe care uh, cu greu O putem explica de ce Ta -na 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 -na! Dosarele X Cu Marcel Boloș E o enigmă, domne, Este o enigmă greu de explicat Ca să zic așa Dă, E ca misterele din Munții Bucești Să mor. Când o să aflăm cum s-au construit piramidele, dragii mei, o să știe și ministrul finanțelor din România să explice niște prețuri, să ne spună ceva concret în afară de, nu știu, e o enigmă, viața e scumpă, consum gospodăresc. Așadar, Boloș confirmă în discuția redată acum câteva secunde de la Digi ipoteza că prețurile de la noi sunt mai mari decât acolo. Adică în străinătate, asta era ideea. E, dar ce să vezi? Citând datele Eurostat, INS-ul nostru spune că România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice. Și dacă te uiți pe statistici, suntem la 72% față de media UE. Se pare, deci, că realitatea e alta. Nu prețurile sunt mari, ci banii noștri sunt prea puțini nenorociților. Și asta în condițiile în care culmea, media veniturilor a crescut an de an, cât un pic așa. Crește, crește, dar de fapt scade, ca și e la noi. Potrivit datelor de la statistică, în trimestrul 4 al anului trecut, veniturile totale medii ale unei familii au fost de puțin peste 7500 de lei, cu 13% mai mult față de aceeași perioadă din 2022. Cheltuielile au fost de aproape 90%. Mâncare, utilități, taxe, impozite, Atât. Astea sunt cheltuielile românilor pe care i tot ceartă ciolacul și le spune că bunăstarea e cu vine cu. În medie, desigur, că sunt unii, mulți, mulți, câtă frunză, câtă iarbă, care n-au de mâncare. Cam asta e situația. O țară în care premierul bagă mâna în buzunarul bolnavilor ca să mai jumulească și de acolo ceva, iar ministrul finanțelor se uită la factură, se uită la prețuri și exclamă cu competența care îl caracterizează: E o enigmă, frate! Pentru investiții au mai rămas doar 0,3%, adică puțin peste 20 de lei. Oh, peste un pol, bravo, fă investiții, da? Pune cei 20 de lei să lucreze pentru tine. Dar da, să nu te iei după ian cu guda ăla, că sigur pierzi toți banii. Mai repede, iei un bilet de autobuz, mergi la magazin și spargi bă, niște iepurași de ciocolată. Cum ar fi să-l vedem și pe Boloș căutând prin iepurașii de ciocolată la hipermarket. Da? Ca să facă rost de bani. Pentru biserică. ăsta, pu, pentru, pentru buget se știe. Deci, aceasta este valoarea facturii pe care o am plătit-o la factura de curent electric. Deci aceasta este valoarea facturii pe care am plătit-o la factura de la factura facturii de curent care factură a venit și e cam mare pentru că factura facturării care s-a facturat și care nu știu... E, și în această atmosferă de bunăstare și de belșug și de... Îți mai apare și un rareș Bogdan care îi cheamă pe românii de afară înapoi în țară. Avem nevoie de experiența dânșilor și de dânși în țară. Asta dacă nu vrem ca peste 2 ani de zile sau peste 3 ani de zile să avem 2 milioane de Sri lanchezi de tailandezi, de Bangladesh și de nepal prin pe străzile din București, Cluj și Constanta. Mamă, scârbă direct! Am vorbit și aseară la starea nației Live, nu mai insist pe partea cu ura față de străini. Ura de care s-a prins și el până la urmă și a încercat să o mai dreagă. Ați văzut doar că săracul de el cum se întâmplă. Pe măsură ce se agita, se ducea mai la fund în rahat. Eu iubesc pe toți oamenii, indiferent de, de rasă, indiferent de etnie, indiferent de orientare sexuală. Pe toți iubesc, îi ador, numai că vreau decât. Să mă trezesc în România cu 3 milioane din afara spațiului comunitar, prefer să găsesc facilități să-mi întorc acasă 3 și milioane cum din cum se poate face milioane. asta? Exact discursul rasiștilor. Eu nu înțeleg de ce și Bogdan nu deschide toate listele la aur. Pe cuvânt. Îi ador, dar să stea la ei acasă. Îi ador, dar de la distanță. Că nu vreau să se atingă de batistuța mea sau să-mi deranjeze lacul de pe bombeuri. Și culmea, pițipon cu european, se adresează aici milioanelor de români care s-au integrat afară, da? Care au fost primiți foarte bine în străinătate. Chiar dacă uneori s-au lovit și de ura propagată de politicieni precum Rareș Bogdan. Că Rareș Bogdani sunt peste tot. Și românii noștri s-au dus să, să se muncească se în alte în țări? Noi, prin fondul de garantare prin și în alte facilități, trebuie să-i sprijinim. Ce facilități, bă? De unde? Încă o taxă de 10% pe concediu medical? Veniți, fraților! Torna frate, torna. Vai, de mine. Ce să le dați mă celor care vor să se întoarcă? Moarte. Ce să le dați? E, în acest timp. Parlamentarii lucrează din ce în ce mai puțin, senatorii și deputații au ajuns să muncească doar o zi pe săptămână, iar în celelalte zile nu sunt de găsit în Parlament. Și pentru singura zi în care ajung în plen, și vor să-și mute activitățile online și să muncească la fel ca în pandemie. Era asta pentru a putea face și campanie electorală în același timp. Aș face o campanie de genul ăsta. Să luăm 100 de români de afară și să-i punem parlamentari, să-i punem în guvern, cine știe. Poate ar veni cu chef de muncă și cu idei mai bune. Și așa parlamentarii sunt ocupați, nu mai au chef de nimic, deci putem liniștiți să-i trimitem în ocupația lor. Că era să zic altceva aici, Doamne, Maica Domnului. Poate găsim și un ministru pentru sănătate în locul lui Rafila, că îl încurcăm, îl plictisim. E și foarte, foarte surmenat. Dă semne tot mai puternice de epuizare. Cred că el vrea de mult să scape din funcția asta, dar nu-l lasă partidul. Noi uh, reușim să avem undeva în jur de 6% din tip uh, uh, în săratate față de circa 9% cât este media Uniunii Europene. Pentru că și uh, uh, numărul celor care contribuie la fond este mic. A ajuns la 6 milioane, dar beneficiază petrelor mai mulți. Se beneficiază aproape 19 milioane de persoane. Nu, nu, nu cred! Nu cred că apare din nou porcăria asta în spațiu public. Domnul Rafila de la Sănătate, deci, tocmai a spus o nemernicie. Da? Norocul lui și al PSD-ului e că nu se mai uită nimeni la televizor și televiziunile nu mai propagă porcăriile, nu mai vor să facă scandal. S-a zis o porcărie, las -o acolo, că dacă nu vorbim noi despre ea, nu o să vorbească nimeni. Ea, mai sunt unul, doi tâmpiți pe net, dar... Deci ați auzit milogilor, da? N-ați auzit? Mă n-ați auzit? Nici o problemă. Îl rugăm să mai spună o dată și pentru băbuțele din fundul sălii care... Ia uite-vă, stau pe TikTok, în loc să fie atente aici la... Alo? Asta vă spuneam că numărul contributorilor este mic, 6 milioane plătesc, aproape 6 milioane plătesc și aproape 19 milioane beneficiază. Da, domne, este despre contributivitate, e despre solidaritate. Așa e construit sistemul ăsta, așa e construit și sistemul de pensii. Așa se face peste tot. Că dacă stăm să ne gândim, mare parte din aia 19 milioane de beneficiari sunt copii și pensionari. Sigur că lumea știe, dar s-ar putea să fie foarte mulți care nu-și dau seama sau nu sunt la curent. Și îl ascultă pe un ministru vorbind prostii din fundul grădinii, și se enervează cetățenii. Ce bă, să plătesc eu pentru 19 milioane de. Da, 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 da. pierde vară, nu bă, acolo sunt copii sunt bătrâni. Este nevoie de găsirea unei soluții financiare. Corect, corect că de-aia l-au pus pe el, ministru, că îi deștept în cap, bă, și vorbește și bine. <gânde> La care vine ciolacul... Cum ar fi să punem și un 10% pe alocația copiilor? A? Să mai taie țigări gărdăi încolo să renunțe la un pachet pe lună. Păi, ce face? Știre de marți dimineață. Primul spital unde managerul a anunțat falimentul. Da, spitalul din Târgu Cărbunești, județul Gorj. Managerul susține că spitalul are datorii de 5,9 milioane de lei, echivalentul la aproape 1,2 milioane de euro. Și... Mai spune că 99% din buget înseamnă salariile personalului. Asta sună cumva... Domne, au cerut medici ăștia bani, le-am dat și uite unde s-a ajuns. Nu mai rămâne și pentru materiale și tratamente și nu e bine, nu e bine. Dragi cetățeni, iată-i pe medici și o pe ei. Asta se vrea. Da, știu, cred că v-ați sătura și voi să auziți numai vești proaste și reproșuri și comentarii de-astea nașpa. De-aia m-am gândit că ar fi bine să vă dau și o veste foarte bună. Uite, vestea bună de azi e că finanțarea de la buget a partidelor merge unsă, unsă, măi, ață, brici, ceas, lasă nu așa. Cred că e singurul domeniu unde banii vin mereu mai mult și mereu la timp. Nu întârzie nicio secundă. Și nici nu trebuie să dea cineva socoteală pentru aceste fonduri. Nu. Milioane, tată, milioane peste milioane de euro pe care partidele le aruncă fără justific... Bine, trebuie să depună un raport detaliat, dar, dar... Na, ca în România există posibilitatea legală să depună și un raport ne Detaliat Ce spuneți să mai tăiem și de la partide Că prea s-au întins și oricum S-a tăiat de peste tot Cum îndrăznism Cum, cum e posibil așa ceva Comiteți un atentat la democrație Oameni buni Băi Vreți să-i lăsăm pe toți pupincuriștii Care apar seara la televizor Fără bandă salarii mă? Mă, Nu se face așa ceva Suntem în sfântul post vorba aia ah, Să nu uit Lăsați banii partidelor, vedeți că avem de plătit 942 de lei pentru avocatul europarlamentarului PSD Claudiu Manda. Ați uitat de Manda? De mândică? E bine, băiatul, nu vă faceți griji, europarlamentar, da, soția primărița la Craiovița, Tot în regulă. La Craiova, să nu se confunde cu Craiovița, care chiar există, care... așa. A scăpat acum și de un proces pentru mă rog, sună foarte complicat în termeni juridici, pe scurt era acuzat că a cumpărat voturi pentru PSD. Adică l-a pus pe unul de la inspecția socială să dea ajutoare sociale unor persoane care nu aveau dreptul cu scopul de a obține voturi la alegeri. E, să știți că nu mai contează, faptele s-au prescris, papuiu, drum bun la Bruxelles pentru încă 5 ani. Ok, s-au mai văzut asemenea acuzații și asemenea prescrieri, cei frumos la europarlamentarul Manda, e că a avut avocat din oficiu. Băiatul de aur al PSD-ului nici măcar nu s-a deranjat să-și ia un avocat în acest proces. Sau poate n-a avut bani. Iar apărătorul din oficiu normal trebuie plătit acum de stat. Deci de noi cu 942 de lei. Hai! Hai, descoateți banii! Mai ușor, da, cu concediile medicale, treceți la treabă, produceți bani pentru manda o marșe travai sau cum, cum, să spune că nu mai știu exact. Și pentru fanii doamnei Olguța, fără număr, vedeți că a pus Valeriu Nicolae episod de starea impostorilor pe canal, nu-l ratați. Și vedeți că pentru joi pregătim o ediție specială despre nebunia cu puii din magazine. S-a cam plecat și noi am făcut-o inițial după fenta asta cu domne, culoarea galbenă, că nu știu ce, când de fapt problema foarte mare pe care ANSVSA nu o vrea dezbătută public e despre cantitățile enorme de pui cu salmonela. Da? Cantități pe care încă le găsim în magazine, le scot ăștia. Pe bandă rulantă. Așa că discutăm cu specialiști și vă vom prezenta situația care pare foarte, foarte nasoală. Ne vedem joi. Ne vedem joi. Asta zic, asigurați-vă că știți de unde vine puiul pe care vreți să-l consumați și mai vorbim joi. Vă mulțumim pentru sprijin, înseamnă enorm pentru noi fiecare formular 230 completat. Ne ajută să ne finanțăm în continuare și să ne putem concentra pe tot ceea ce facem aici și la starea sănătății. Repet, o voi spune la fiecare emisiune până pe 25 mai. E foarte important să trimiteți acești bani undeva. 3,5% din ce ați dat deja anul trecut. Că e vorba de un ONG, că e vorba despre presă, voi decideți. Dar e important să trimiteți banii ăștia. Dacă ne alegeți pe noi, vă mulțumim. Aveți formularul în descriere și în primul comentariu. Să vă fie bine. Marote, hai bai, mai adus niște iepurași de noi? Haide că sunt pregătit. Vaga aí.